Bine, v-am găsit la o nouă ediție a dialogurilor Caiete Silvane Online, astăzi cu publicistul Marin Ștefan. Bună ziua și bine ați venit la emisiunea noastră. Mulțumesc pentru invitație, bine v-am găsit. Cu ocazia lansării, să spunem, acestui cărțoi a domnului Ștefan, Căutătorul de cuvinte și de imagini, o carte apărută la editura Caiete Silvane, în colecția Memoria. O carte masivă de publicistică. Acum domnul Ștefan ne-a obișnuit că cu acest demers al domniei sale de a strânge cam tot ceea ce a scris de-a lungul vieții. Și iată, și aici puteți vedea o parte din munca unui ziarist din județul Sălaj. Cum vă simțiți în această postură de ziarist, de publicist? Cum să mă simt? Sincer vorbind, destul de bine, chiar, cum să zic, onorat, pentru că am putut să strâng în, cel puțin în aceste două volume de publicistică, numite, definite, diferit, prima Amintiri din Zodia Berbecului și aceasta, continuând-o, desigur, cum spuneați dumneavoastră, Căutătorul de cuvinte și de imagini. Destul de bine mă repet în sensul că, fiind un oltean ardelean de 60 de ani pe aceste meleaguri și milioane sălăjene, din frumosul colț de Ardeal, Ardealul de Nord al României, am putut, mă repet, să adun, cum ziceați, câteva din articolele mele publicate în 40 de publicații la nivel local și național, din aproape toate domeniile de activitate. Ea completează prima carte, primul volum, cu aceleași capitole, dar am mai adăugat unul cu lansări de carte și altul la sfârșit. Se găsesc vreo 4 pagini de date biobibliografice. Cred, iară, că destul de bine, citind-o, răsfoind-o, văzând-o și pozele, mai ales cei care vor intra în posesia ei, chiar dacă nu la biblioteca județeană sau la bibliotecile din orașele Șimleu Silvaniei, Jibou, Cehu Silvaniei, și la câteva biblioteci de la școlile din orașul care m-a adoptat, cum spuneam, acum 60 de ani, vor fi mulțumiți că se regăsesc acolo, mulți dintre ei se regăsește activitatea instituțiilor, începând cu primăria și celelalte, sau a școlilor, a conducătorilor, a profesorilor, indiferent de materia predată, a colegilor mei, a multor sportivi, fiind ei atleți și ahiști, handbaliști, voleibaliști, fotbaliști și așa mai departe. Bun, cât vă asumați această postură de ziarist, de publicist? Nu mi-ați răspuns la întrebare. Cum mi-o asum? Da. Păi mi-o asum. Pentru că eu am îndrăgit de mic copil cititul și mai ales presa, publicațiile aduse de tatăl meu, care după ce a fost pădurar a fost poștaș, și mai ales pe cele sportive, fiind și un bun sportiv la nivel de localitate, la nivelul raionului Drăgășani, atunci la regiunea Argeș și la liceul sportiv din Râmnicu Vâlcea. Și ajungând pe aceste meleaguri, deopotrivă și președinte al Consiliului Orășenesc pentru Educație Fizică și Sport în Șimleu Silvaniei, coroborând cu ce ziceam înainte, m-am gândit, hai să fac eu cunoscute
activitățile sportive, protagoniștii rezultatelor acestora, cei implicați de la nivel de instituții până la formațiile cele de jos cu protagoniștii respectivi. Și am făcut-o până în 1989, numai despre sport. Și la sportul la nivel de țară și local județean la năzuința noastră. După aceea, la insistența multora, domn profesor, scrieți și despre alte activități, și despre școală, învățământ, educație, biserică, armată și așa mai departe. Uitați, am continuat, am făcut-o cu mare plăcere, ducându-mă, deplasându-mă aproape, cum ziceam, la toate activitățile desfășurate în oraș, în județ, dar și chiar la nivel de țară, în diferite județe sau și la cele desfășurate de Comitetul Olimpic și Sportiv Român, în speță de Academia Olimpică Română, în județul Brașov, lângă comuna Fundada, unde au participat de la nivel de Comitetul Olimpic Sportiv Român și Academia Olimpică Română. Și făcând cunoscute aceste lucruri, ele, cum spun, se vor regăsi în diferite arhive sau în bibliotecile personale a celor care vor să intre în posesia lor. Sunt, cum să zic, chiar mândru de acest fapt că am putut să aleg, să adun atâtea date despre atâtea domenii de activitate în atâta timp și cu diferite imagini, diferite poze făcute de mine sau de către alții, solicitându-le. Îmi pare rău că mulți nu m-au înțeles și 100%, nu dau nume, au asemenea imagini, asemenea poze, având posibilitatea de a avea, la vremea respectivă, aparate foto și unii chiar video. Dar după ce am intrat și eu în posesia lor, cumpărându-mi-le sau fiind ajutat de către primărie, de Consiliul Local și Muzeul Silvaniei, am început să fac cât mai multe poze și chiar DVD-uri și să le distribui și persoanelor în respectivă, dar și instituțiilor la nivel de țară, chiar la Uniunea Ziariștilor Profesioniști, la Comitetul Olimpic Sportiv Român, la Tribuna Învățământului, care mi-a publicat atâtea articole, mai ales din domeniul învățământului, a educației, de mult, de mult și înainte de 1989. Și concluzionând spun, mă simt onorabil, nu, neapărat nu mă laud în acest sens, dar cei de acum și cei care vor intra în poziția lor, poate vor aprecia acest fapt. Da, acum, în ciuda masivității cărții, eu cred că este foarte important faptul că am publicat-o, pentru că e o mărturie, sunt documente, sunt cronici, să spunem, a ceea ce s-a întâmplat în județul Sălaj în ultimii 10, 20, 30 și mai bine de ani. Da. Sunt documente, până la urmă, despre ce s-a întâmplat, ce a fost în județul nostru din perspectiva diverselor evenimente. Și pentru acest demers al dumneavoastră nu pot decât să vă felicit, să vă urez să aveți sănătate cât mai mult timp de acum înainte și să vă bucurați în continuare de această meserie care nu e deloc ușoară, deloc ușoară și din păcate tot mai puțin tineri vin înspre gazetărie, înspre jurnalism. Acum se practică așa un soi de jurnalism online, da, care are multe, multe hibe și cum ziceam și în alte părți, îmi pare efectiv rău că mulți tineri, adică aproape niciun tânăr nu văd în ultimii ani că își dorește să abordeze această frumoasă meserie de jurnalist, de ziarist. Așa este.
în privința asta, în acest context, vă mulțumesc, spun și de două, trei ori, foarte, foarte mult, ajutându-mă, v-ați implicat foarte mult, de fapt, cum ați făcut-o, o faceți și cred că o veți face în continuare și chiar insist să faceți în continuare această activitate, această muncă onorabilă, onorantă a conducerii instituției Centru de Cultură și Altar Județului Sălaj, dar și al jurnalistilor, al ziariștilor de care vorbea și... Am mai rămas puțin, domnule. Am rămas, da, puțin. Cred că nici cinci nu mai suntem în Sălaj. Nici... Câți degetele de la o mână. E tragic ce se întâmplă. Este și aveți dreptate în privința asta. Am mai spus-o de atâtea ori și v-am spus-o. Nu vor să îmbrățișeze acest lucru și mie îmi pare foarte rău, apropo de online și așa mai departe, cu multe implicații din acestea, să apară jurnalismul publicistic, poate chiar și cărțile conduse de ce știu de ce instituție bisericească la nivel mondial sau de globalismul acesta, care n-am de lucru să o spun și o să spun cu toată tăria și nu mi-e nici frică, nici rușine și nu știu cum, n-am îmbrățișat comunismul, nici n-am scris, nici n-am promovat comunismul, eu am făcut politică, dar politica sportului până în 1989, cum vă spuneam. Dar îmi pare rău că nu va mai exista cartea sau ziarul sau broșura în mână sau omul cu ea în tramvai, în autobuz, în tren, chiar în avion, sau să o ia din biblioteca lui, să răsfoiască, să vadă activitatea, da, și pozele respective. Și apropo de internet, ați văzut. Și eu am mai și criticat și am și mai intrat și pe pagina mea de Facebook, dar și la alții, numai și numai imagini, numai și numai fotografii. Nici nu știi cu ce prilej, în ce dată s-a întâmplat, de ce, cu cine și așa mai departe. Nu mai spun că altele sunt deplasate, vântuie porno și iară porno. Și îmi pare tare rău. Da, haideți să facem și o scurtă prezentare a cărții dumneavoastră, care, cum ziceam, este foarte masivă și din acest punct de vedere este mai greu de urmărit un picuț, dar la început aveți multe materiale legate de sport. Da, de sport am 209. Da, asta e activitatea mea, eu mi-am făcut și un rondel, apropo, de Alexandru Macedonski al nostru, pentru că publicistica, până la urma urmei, este a doua mea viață, dar prima, vorbind activitatea, prima a fost sportul. De aceea am ales și liceul sportiv din Râmnicu Vâlcea, erau 9 școli pe vremea aceea în țară, și Institutul de Educație Fizică și Sport din București. Dar cum ziceam, cum spunea și dumneavoastră foarte bine, după aceea am îmbrățișat această activitate onorabilă, onorantă și de care nu mi-este rușine. Da, apoi sunt articole despre religie, despre armată și eroi, știință, istorie. Aici sunt multe evenimente culturale care s-au întâmplat la Șimleu și numai la Șimleu Silvaniei. Da. Urmează apoi o secțiune legată de cultură și artă, i-ați spus dumneavoastră, și un capitol lansări de carte. Apoi festivaluri, spectacole, tradiții, iarăși nu numai din Șimleu Silvaniei, dar în special despre Șimleu Silvaniei, dar aici sunt foarte multe articole. Câte articole aveți în această carte? Articole sunt 443 și imaginile, pozele, imagini, că sunt și altfel de poze, de fotografii, sunt 586. Și așa, dar repede zic,
Referințe critice sunt 27 de trituri, școală, educație 39, religie 10, armată și eroi 14, știință, istorie, patriotism 35, cultură, artă 14, lansări de carte 14, 14 care am vrut eu să le pun câte una la cei 14 autori la cărțile respective. La mai multe cărți am lansat. La Festivalul Spectacole Tradiții 18, la Sport Turism, cum spuneam, 209, Sănătate, Mediu, Comunitate 34, Holocaust 4, Oameni și Fapte 14, Oameni de Neuitat 11 și notele bibliografice, cum spuneam eu, 4 pagini. Dar ele completează articolele astea, numărul lor, pe cele apărute în prima ediție și cealaltă, 660 de pagini. Ea are 824 și are peste un kilogram 300 în greutate. Asta este. Bine, eu vă felicit încă o dată. Cum ziceam, să aveți sănătate multă, să vă puteți bucura de ceea ce ați realizat până acum. Dacă dumneavoastră la final doriți să subliniați ceva, să spuneți ceva anume, vă rog. Păi ele ar fi multe de spus, apropo și de volumul cărții și de greutatea ei, dar și de cuvintele dumneavoastră, și ăsta e adevărul adevărat și toată lumea mă cunoaște, începând de la soție, familie și toți ceilalți, cu vorbitul mult, 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 eu, din punctul meu de vedere, e și benefic, dar e și deranjant poate câteodată și mai ales parantezele și repetițiile, dar asta este. În primul rând, mă repet, vă mulțumesc mult, mult de tot Consiliului Județean, editurii Caiete Silvane, pe care o și conduceți, Color Print-ul, da, de la dumneavoastră, de aici, de la editură, doamnei Oana Maria Barariu Săvuș, pentru corectura respectivă, dar și domnului redactor Alexandru Bogdan Chiurti pentru redactare și pentru punere în pagina. Și n-am avut mult acum de vorbit cu dânsul, i-am înmânat cu plăcere și cu mare drag cartea, dar l-am cam deranjat mult pentru că tot am insistat să mai punem câte un articol sau la articole câte o poză, pentru că am mai făcut rost pe parcurs și vedeți cum s-a tărăgănat, ce paralelism e și ce paradox între volumul ei și vorbitul mult, depusă în decembrie anul trecut și uite câte luni au trecut, pentru că e vina mea și v-am spus, încă nu-i dăm startul, nu o lansăm. De ce? Uite așa și așa s-a adunat acest... a trecut atâta timp. Dar vreau să-i mulțumesc până la urma urmei și soției mele și în primul volum, în prima carte, i-am mulțumit pentru că de atâta timp a înțeles atitudinea mea, înțeles demersul meu, implicarea mea în activități și în conducerea activităților la nivel de oraș ale sportului, dar și la nivel de județ Sălaj, fiind președinte la Comisia de Cultură și Educație Olimpică a Academiei Olimpice Române și cu deplasări respective, m-a înțeles foarte mult. Cum zic, moldovenii dânsa, dar ea a ales din atâtea poze această poză, precum și culoarea coperților și îi mulțumesc foarte mult. Nu ții numai bine, toate cele bune, sănătate multă să avem și noi, și dumneavoastră, și toți. Și pentru că astăzi e mare sărbătoare, să știți, una, sau nu, cu asta termin, cu ea am început, dar e mai adiacentă, e pe alt loc aceasta a lansării acestui volum de publicistică, într-o situație onorantă, mă repet, pentru mine, este și mare sărbătoare, e prăznuirea Sfântului
apostol Ion Botezătorul și mare sărbătoare. Ea încheie, încheie anul bisericesc. Anul bisericesc e din septembrie până în septembrie. De la 1 septembrie vine altul și așa de, este de egală ca și schimbarea la față a Domnului, ca și cealaltă cu adormirea Maicii Domnului, care încheie anul bisericesc. Și celălalt nou începe, desigur, în 8 septembrie, cu nașterea Maicii Domnului. Și în acest context urez tuturor oamenilor, tuturor sălăjenilor, șimleoan, zălăoan, indiferent din ce localitate, până la urmă tuturor românilor, să fie binecuvântați de Domnul, să aibă multă sănătate, bucurii, succese nenumărate, cum spun eu, să auzim de bine, dar să fie liniște și pace. Asta îmi doresc și le doresc tuturor, că vedeți ce se întâmplă în lume și aproape de noi, dar și la nivel mondial. Doamne ajută tuturor și mulțumim încă o dată, vă mulțumesc și vouă pentru atenție. Să la spunem, revedere! Să spunem și unde, că m-au întrebat și pe Facebook. Și la dumneavoastră se vor regăsi alb-negru și le voi scrie pe Facebook numărul deci de cartea. Cartea va putea fi achiziționată de la dumneavoastră. Da. Iar pe site-ul editurii Caiete Silvane va putea fi achiziționată o ediție online a cărții dumneavoastră. Da. Deci în format tipărit de la dumneavoastră, iar de pe site-ul editurii Caiete Silvane, varianta online, e-book a cărții. Da. Voi specifica acest lucru, voi pune eu pe pagina mea de Facebook, Marin Ștefan, aceste detalii și cu număr de telefon și cu datele dumneavoastră de la editură și ale centrului pentru a intra în posesia lor. Care veți dori? Dacă nu, cum spuneam, le veți găsi și la Biblioteca Județeană, la toate celelalte biblioteci de care vorbeam. Mulțumesc, mulțumesc și de bine vă vorbesc și multă sănătate vă doresc, doamne. La revedere!